Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare. Nu e la alegere, nu e de sezon, este o etalare. Cum se poartă mai nou? Facem o etalare. Dacă vă place, evident că toată lumea o să zică, e pentru mine, pentru mine. Dacă nu vă place, evident că mulți o să zică, nu, nu mă reprezintă, nu sunt eu, că așa se face. Așa se întâmplă, asta e spiritul uman. Dar hai să vedem totuși. Hai să vedem. Interesant că în timp ce am amestecat setul de cărți, au venit niște cărți care mi-aduc aminte că au fost două, sigur au fost, ba chiar trei, au fost la etalarea de aseară, la numărul 2. Poate are legătură. Însă, ce simt? Cum au venit cărțile? Hotărâm într-un brus și am zis că e un mesaj în plus. Simt aici o regină de monede, valetul de spade, o soție, o mamă, sau fostă soție, fostă mamă, o regină de monede, o persoană, din punctul meu de vedere, tradițională. Viziune. Așa simt eu în acest context, care urmărește o altă doamnă care este independentă. O urmărește. Regina de Monede poate să fie și o energie masculină, un bărbat că în energia sa feminină, de fapt. Dar, un bărbat, să zic, căsătorit, care manifestă o energie feminină în loc de cea masculină și să zic, oricum, pentru mine, regele și regina de monede reprezintă persoane tradiționale și căsătorite, în general. Ideea este că eu așa simt povestea. Vedem cum se mai așează cărțile. Acest personaj, căsătorit într-o formă sau alta, sau mai puțin, urmărește o altă persoană care este necăsătorită, este independentă. Da, nouă de monede. Bărbat, femeie, nu contează. Poate voi sunteți căsătorite și vă uitați la un bărbat independent. Poate să fie și invers, da? Cineva este într-o relație, neapărat căsătorie, de relație de lungă durată, în care s-a construit ceva, așa, acest personaj vă urmărește. De ce sunteți voi independenți? Deci, băi, dar voi și bine independenți, independente. Voi și bine. Ba, se pare că începeți un nou proiect, valetul de bute, care vă aduce multă fericire, interesant. Acum că o fi proiect, poate comunicați într-un mod pasional de faceți oamenii să se îndrăgostească de voi, manifestați și pasiune, dar și dragoste, în felul în care și valoare, în felul în care vă manifestați. Ei, și acest personaj stă și se uită la voi. Interesant e că mai apare o regină, o regină de spade. O fi partenerul, partenera acestei persoane, iar. Mai mult sau mai puțin contează. Este un personaj rațional. Rațional care poate să fie și rațional și tradițional. Da? Genul de persoane raționale acceptă căsătoria sau relația de lungă durată pentru că, domnule, e bine să ai pe cineva lângă tine. Ce atâta dragoste și lugu-lugu, laga-laga? Domnule, viața este realitate. Nu putem să fim toți fericiți. E, și pentru că ei gândesc că nu sunt fericiți, chiar manifestă stres și nefericire. Nouă de spade. Acest personaj, asta e, are o gândire negativă. Eventual își face posibil, dacă e partenerul acestei, sau partenera acestei personaj, se cam stresează. Se cam stresează de faptul că celălalt știe de voi. Celălalt sau cealaltă știe de voi. Se stresează, dar să rămână cu stresul. Sau mai bine zis, noi dorim să nu rămână, pentru că e 9 și cu 1, 10. Asta înseamnă încheiere de ciclu. Teoretic ar trebui această observație sau observând comportamentul, intuind comportamentul celuilalt care știe că mai există o altă persoană care este foarte bine așa cum este. Este foarte bine, este atractivă, fericită, se vindecă și atrage lucruri deosebite. Deci dacă știe că este urmărit, urmărită, sau persoana de care este interesată, interesată, adică persoana independentă, este urmărită, ce să zic, eu am o viziune, nu vreau să o proiectez prea mult, dar când cineva te urmărește și este gelos, e un semn de întrebare. Din punctul meu, e un semn de întrebare. Și eu am fost geloasă în tinerețe, evident că mi-am dat seama că este o aiureală, și mi-am controlat de-a lungul timpului aceste tendințe. Am și eu niște planete în Scorpion, să zicem. Dar când conștientizezi negativitatea acestor tendințe și vrei să crești, da, le controlezi, le vindeci, încerci să vezi cum se poate manifesta fericirea și fără gelozie și fără posesivitate.
Deci acest personaj are ceva de învățat, are de încheiat un ciclu, un ciclu de trădări. Că el a trădat, că se simte trădat, că se simte urmărit. Interesant e că la capătul setului de cărți, 3 de cupe, 8 de cupe și valetul de... Ia uite. Atracție este. Atracție între voi și cineva este. Aș spune că voi sunteți persoane independente, de nu e obligatoriu. Am zis, este o chestiune între voi și cineva. Unul dintre voi sunteți independenți. Atracție este, dar această atracție aduce dezamăgire. Ia uite, regele de bâte. Aduce dezamăgire pentru că... Pentru că, interesant, poate este o nouă atracție. Hopa! Dacă ați văzut că persoana care este implicată într-o relație nu se implică în relație cu voi din niște motive, frică, nu neapărat loialitate, frică, am senzația că v-ați detașat. Da, și e posibil să vă orientați într-o nouă direcție care vă aduce o nouă pasiune. Hopa! Și atunci... Și nu doar ei, și partenerii lor vor vedea că vouă e bine când ieșiți din acest triunghi. Interesant. Dar, trecând peste acest nou, atracția dintre voi și o anumită persoană, voi știți la cine vă gândiți, îi face pe partenerii lor să vă observe, să vă studieze. Mă, de ce are X, Y? Cu ce este mai bun? Păi este mai bun pentru că este independent și nu depinde de nimeni. Nu are nevoie de nimeni. Și asta este minunat. Și foarte stresant pentru cei care vor să conducă alte persoane. Hai să vedem. Despre cine? Acum a fost un mesaj în plus. Posibil că totuși are legătură cu ce voi vorbi în curând. Hai să vedem despre ce urmează să vorbesc. O etalare, o persoană la care vă gândiți. Nu caută direcția, nu? Vedem. Ce dorește Duhul să ne arate? Să-mi arate. Da? Nu, ai făcut de mult. 9 de cupe. Oricine va bea, oricine va e fericit. Poate unul bea și altul e fericit. Asul de spade, ia uite. Interesant, se întâmplă ceva, este o trezire, după o perioadă de frică de dragoste, regina de cupe și luna. Nu doar frică, dar și o dragoste secretă, care a fost reținută, care a fost sacrificată, da? Și care n-a fost manifestată din acest sentiment de... Sau nu e sentiment, gândire, că e magicianul și regina de spade. Dom'le, suntem într-o relație tradițională, rămânem aici, chiar dacă nu suntem fericiți, chiar dacă nu avem abundență, ținem de ce avem, că... Dar nici nu ne dezvoltăm, știți? În fine, și apare dragostea, apare iubirea. Într-un mod misterios și pasiunea. Și aici este adevărul la care ajunge această persoană, eventual. Bănuiesc că e vorba de o persoană. Păi, ca să ai parte. Ce trebuie ca să ai parte de fericire? În primul și în primul rând trebuie să te iubești. În momentul în care te iubești, cauți lucruri care sunt pe măsura ta. Adică, iubirea, nu? Dacă nu te iubești, accepți compromisul, accepți una și alta pentru că nu te iubești. Dar când te iubești, începi să speri. Și atunci speranța, păi, de ce? Interesant. Nu vă supărați, eu când văd cartea asta, mi-aduc aminte de, nu știu, mă gândesc la ceva picant. Și asta îmi spune ceva, că în dragoste, în viață, ai nevoie de ceva care să dea gust, da? Relației. Ceva iute, dulce, acrișor. Bittersweet. Da? Ca să meargă, să digeri relația. Altfel, dacă totul este așa convențional, nu merge. În fine, o vedea ce-o fi. Hai să vedem. Clarificăm 9 de cupe. Acum, că e un personaj care a înțeles că trebuie să se iubească, ar fi minunat. Important este că mulți dintre voi știți, nu că acum v-ați trezit. Știți
că trebuie să vă iubiți. Și asta înseamnă mult. Asta înseamnă 8 de cupe pe care le-am văzut mai devreme, că ați început să vă detașați de prea puțin ca să mergeți înspre suficient de mult. Clarificăm 9 de cupe. Regina de cupe, 9 și cu 1, 10. Ce am zis mai devreme? Până acum a fugit de dragoste cineva. I s-a părut că e un mister, e o confuzie, nu există dragoste. Sunt de fapt niște, vorbesc din perspectiva reginei de spade, de exemplu. Nu există dragoste, există doar o atracție fizică, eventual. Celulele noastre emană niște compuși chimici care împreună produc niște reacții chimice și din acest motiv, din cauza acestei chimii celulare, interioare, personale, nici măcar interpersonale, da, avem noi impresia că e dragoste, dar nu e dragoste, de fapt este o chestiune de chimie, dar, repet, nu e vorba de chimie organică, nu e vorba de chimie sufletească, de alchimie. Acest personaj încă, sau până acum, n-a înțeles ce înseamnă alchimia și la nivel personal, pentru că până la 9 de cupe treci prin alchimia ta interioară și apoi alchimia între două persoane. Dar să sperăm că am văzut asul de spade că începe să se trezească. Interesant, 9 de cupe și regina de cupe. Dacă voi sunteți reginele de cupe și ați fost dezamăgite, că am văzut totuși în 3 de spade o dezamăgire, o rană, da? O rană pe sufletul vostru. Vă vindecați, că aveți această putere să-i vindecați și pe alții, dar, dragii mei, vă vindecați și pe voi, da? Și vă aduceți aminte că voi, de fapt, vă iubiți și tocmai pentru că vă iubiți, nu vă puteți mulțumi cu, eu știu, jumătăți de măsură. Vreți ceva total, da? 9 și cu 1, 10. Vreți o uniune în care, sau uniune, relație, în care doi oameni sunt mulțumiți separat și împreună creează un cuplu satisfăcut. Ideea este că nu este frustrat. Nimeni nu intră în relație frustrat. Aici este ideea. Asta este scopul acestui 9 de cupe, să nu intri frustrat. Să știi în principiu cine ești, ce vrei, vai dacă te cupe. Interesant, la capătul setului de cărți, valetul de cupe și 2 de cupe. Un suflet pereche după o perioadă de lungă tăcere, în care posibil s-a concentrat pe muncă, pe munca pentru familie sau pentru a-și construi o stabilitate, variază de la unul la altul. Oricum, în această perioadă de mare tăcere, lungă izolare, simte că între voi doi, da, 2 cupe, aici 10, între voi doi se poate crea ceva. Apropo de alchimie, se poate transforma ceva. Dar pentru acesta trebuie să exprime emoțiile, trebuie să exprime ce simte și în primul rând trebuie să exprime niște scuze. De ce ai tăcut, domne? Hă? Ce ai făcut? Păi, cu tare și cu tare. Păi, zi așa. Și mai departe ce? Păi, îmi cer scuze. Te rog frumos, iartă-mă. Glumesc. Hai să vedem. Ce mesaje mai vor să vină referitor la acest ar putea, pentru că e o figură feminină și una masculină, ar putea să... Aia masculină este absolut... Speedy Gonzales. De ce mă gândesc la Speedy Gonzales? Ori figura masculină are tendință să fie iute, impulsiv. Ori îi place mâncarea iute. Are ceva, ori îi plac petrecerile. Da, o energie foarte diferită. Da, apropo de sare și piper, vă potriviți, vă oferiți ce aveți nevoie. Știți, dacă vreți să nu vă... Apropo, asta știu de la niște prieteni indieni, când eram în Anglia, aveam niște colegi indieni foarte de treabă și ei mâncau iute, știți.
Și mi-au spus, zic, nu pot, nu pot să mănânc așa ceva, ia ceva dulce. Deci, dacă vreți să nu mai simțiți iute, luați ceva dulce. Așadar, regina de cupe vine cu o dulceață aparte și mai temperează iuțeala energiei masculine. Eu știu, uite, apare și regina de bâte, pentru că e iute, este foc, este și emoție, dar este și pasiune. Hai să vedem. Poate e o nouă pasiune pentru cele care ați lăsat în spate, persoanele care n-au timp de voi. Hai să vedem. Vedem ce apare. Niște cărți. Hai să vedem. Spune-ne povestea. Te rog, nu? Spune-ne povestea. Hai să și tai cărțile, că poate e mai bine așa. Să tăiem cărțile, da? Nu o decupe. O dată. De două ori. De trei ori. E o figură masculină. Ia uite, regina de spade poate are legătură, da? Și șase de cupe. Vrea să schimbe energia și să se împace, să comunice cu voi? Posibil. Tot de două ori, de trei ori. Regina de spade înseamnă un personaj care vrea să comunice, să exprime un adevăr. Acum, ce apare? Nouă de cupe este explicat de opt de pute, șapte de monede, judecata, puterea, cinci de bâte și hai să fie șase. Știu eu de ce. Hai să fie șase. Regina, și patru de monede. Era să zic regina, fi regina aici. La cap, aici este 10 de spade despre care am vorbit mai devreme. Cineva trebuie să încheie acest ciclu de trădări. A fost defensiv pentru că a avut nevoie de timp de vindecare, de analiză, de meditație, de gândire. De ce experimentează suferință când alții experimentează dragoste și vorbesc despre dragoste și e o parte de suferință și conflicte? Păi, a cui e vina? Pentru că e o gândire negativă, pentru că nu crezi în dragoste, pentru că stai în șabloane, pentru că stai în karmă, pentru că îți crezi conflicte între ceea ce de fapt îți dorești și ai nevoie și ceea ce accepți. Ca manifestare zilnică în viața ta. Acum, hai să și clarificăm. Hai să clarificăm. 8 de bâte. 8 de bâte. Va fi o comunicare din partea cuiva care își dorește să se împace cu voi, să renască o poveste. Ori are parte de trezire, cum am zis mai devreme, ori veți trăi și veți vedea cine e acest personaj. Eu acum vorbesc despre 9 de cupe. Cred că trezirea este, cum am spus mai devreme, faptul că a înțeles că trebuie să se iubească ca să manifeste dragoste, că dacă nu te iubești, nu ai cum să manifesti ceva ce nu ești. Ideea este că în viață manifestăm ceea ce suntem. Da? Ești un om sensibil, iubitor de artă, manifesti artă. Ești înconjurat de frumos, de obiecte frumoase, curate. Da? Dau un exemplu. Te iubești, manifesti dragoste. Nu te iubești, manifesti relații karmice, relații cu probleme, conflicte, rețineri. Interesant, steaua. S-a oprit la stea. Cineva învață să spere. După ce, da, după ce a stat în tăcere, a mințit, a fugit de propria sa intuiție și de propria sa creștere spirituală, da. Cineva a venit cu această ofertă în viața lor și a fugit de această ofertă. A fugit de soare, de fapt de trezire. Dar acum începe să se vindece, acum începe să înțeleagă, începe să spere cu nouă de cupe și steaua. Posibil acest personaj să fie la distanță pentru unii dintre voi, posibil acest personaj să lucreze în public, pentru că stelele, nu musai să fie stat de cinema, dar stelele sunt stele.
strălucesc într-un anumit mediu. Da? Acest personaj își dorește să fiți împreună. Dorește regina de cupe, dorește o femeie sensibilă, sinceră, amabilă, generoasă, emoțional, protectoare. Care simte și intuiește ce simte celălalt, mai ales dacă sunteți și suflete perechi, pereche. Deci acest personaj nouă de cupe acum se trezește, acum înțelege, acum începe să se vindece sau poate mai, eu știu de cât timp, și chiar vrea să comunice. Iar cu steaua și cu 8 de cupe, posibil să fie distanța destul de mare. Și când zic destul de mare, este ori în capătul colțul celălalt al țării, ori peste hotare, ori peste chiar ocean cu steaua, poate să fie ocean. Sau, dacă nu este distanță fizică, este o situație diferită între voi. Aparent, nu vă puteți atinge unul pe celălalt, dar e doar o aparență, pentru că voi, dacă veți comunica emoțional, veți reuși să creați cuplul acesta într-o altă dimensiune, ca apoi să se manifeste în fizic. Dar acest personaj vrea să comunice, vrea să meargă mai departe. Vrea să investească în renașterea voastră sau în renașterea sau vindecarea relației voastre și ascultă intuiția. Intuiția le spune să fie puternici și să se lupte pentru că ține la voi. Dar mai este o altă variantă. În această luptă pe care o au de dat, trebuie să se lupte și cu relația karmică, care are tendința să-i țină pe loc. Și până reușesc să se lupte cu relația persoana karmică, încă se rețin, își rețin, să zic, o parte din expresivitate, să zicem, sau din manifestare. Dar asta nu înseamnă că nu continuă să se transforme. Sunt două cărți foarte puternice, două arcane majore, una lângă cealaltă. Judecata și puterea. Dacă ai putere, poți să renaști. Dacă renaști, poți să te transformi într-o formă superioară de energie și de putere. Nu mai e putere fizică, nu mai e putere egotică, este o putere a iubirii. Gen Scorpion sau... Mai este un alt mesaj, pentru că am zis că este o etalare. Dacă voi simțiți că sunteți aici la 9 de cupe, aici este trezirea voastră. Vreți să mergeți mai departe, dar să ieșiți din karmă, să ieșiți din relația karmică, care vă ține pe loc, tradițională, șablonată, da? În care aveți tot timpul conflicte și vă rețineți, vreți să renașteți. Și eventual analizați. Încercați să analizați 7 de monede, în ce direcție sau cum să vă luați zborul, cum să mergeți mai departe. Două cărți care arată dorința de a merge mai departe, inclusiv puterea. Dar trebuie să lucrați cu voi. Am spus din ambele perspective. Am încercat să dau mesajul din ambele perspective. Hai să mai vedem, să clarificăm, da? Clarificăm totuși. 8 de bâte. De bute pentru această etalare. Asul de spade. Aici am zis că e vorba de trezire, mulțumit de confirmare. Asul de spade. Poate să fie dorința de a comunica, am văzut și... păi ia uite că o văd iar pe regina de spade. Dar iar cine vă urmărește? Da. Posibil că ei vă urmăresc și acum vor să comunice. Nu vedeți cum și chakra mea a cincea, care eu am o chakra foarte puternică a cincea, mai este un pic bruiată asta din cauza că e vorba de chakra lor a cincea, nu a mea. Clar. Ei simt multă dragoste, regele de cupe, dar și mult doliu în sufletul lor, pentru că n-au avut parte de această fericire până acum. A rămas doar la categoria ideal sau ideal pierdut din cauza unui turn, din cauza unei separări, din cauza unor evenimente neașteptate. Stă în acest sentiment, acest personaj stă în niște emoții, cum am văzut mai devreme, nouă de spade negative, și în lacrimi cu 5 de cupe,
într-un sentiment de vină, de depresie, dar ce să fac, că nu se mai poate, eu iubesc, o iubesc, dar regele de cupe, și totuși situația dintre noi e ca și moartă. Cum fac să renasc, da? Cum fac să renasc? După moarte, cum? Ideea este că vă urmărește în continuare acest personaj și urmărindu-vă, probabil că aude, află niște chestiuni, da? Și înțelege. Înțelege că trebuie să meargă mai departe, înțelege că trebuie să vă iubească, că altfel nu are cum să stea lângă o regină de cupe, eventual preîmpărăteasă, că am văzut 9 de monede sau împărăteasă. Șapte de monede. Clarificăm 7 de monede pentru această etalare, în această perioadă. Ups! Ia uite, turnul, aici este. Separarea dintre voi i-a pus pe gânduri. I-a pus aștepte, dar și pe voi. Și voi ați așteptat. Ah, ce frumos! Dar se poate să vă vindecați de confuzii. Au fost confuzii, dar ați și visat. Dar nu e suficient să visezi. Pentru că de multe ori visul îți accentuează senzația de tristețe și de durere. Trebuie să vindeci. Aici aveți 7 și cu 1, 8. Da? Înseamnă 8 de cupe. Eliberați-vă de decepții și mergeți. 8 de cupe merge către nou, către un soare, da? Către soarele vostru, către fericirea voastră și vă vindecați. Acum, separarea dintre voi v-a învățat ceva, pentru că este 7, este Saturn, v-a învățat că e nevoie de temperanță uneori și să știi exact în ce investești, emoțional, energetic, material inclusiv. Mai vedem judecata. Dar cu asul de spade și turnul, și am văzut și soale, clar este și trezire. Separare, deci Uranus aduce și revelații, da? Evrica. Evrica este că e dragoste, asul de cupe pe care l-am văzut mai devreme. Este dragoste. Clarificăm judecata. Interesant. Regele de monede, regina de monede, 10 de monede. Dacă ei doi reprezintă cuplu, a mai venit și 10 de monede. Posibil pentru unii dintre voi, personajul care va veni, care se trezește, își dorește un cuplu puternic. Dar nu bazat, dar repet, nu bazat doar pe puterile voastre financiare, pe puterea voastră de muncă, pe capacitățile voastre de manifestare concret a lucrurilor, dar, și pe dragoste, 9 și cu 1, 10. Cu alte cuvinte, vor să vă împăcați și să fiți împreună. Asta ar fi primul mesaj. Da. Vor să ofere, interesant, speră să vină spre voi și să ofere reciprocitate, să ofere echilibru. Hai, ce drăguț! Hai mă! Să vedem, acum eu nu mai discut ce reacție are cealaltă persoană, vorbesc despre o persoană nouă de cupe care vrea să fie cu regina sa de cupe. Puterea. Clarificăm puterea. Clarificăm puterea. Asta e asul de cupe. Ce frumos! Doi ași și 10 de cupe. Și judecata, puterea și turnul. Mai, și 10 de monede. Și un cuplu. Tu-tum. Deci, asul de cupe. Asta îți doresc. Am zis, o nouă dragoste, o nouă relație în adevăr, dar care va crea un cuplu pe termen lung foarte puternic și financiar, nu doar emoțional, nu doar mental, dar și financiar. Cu alte cuvinte, unii chiar își doresc să vă căsătoriți. Nu văd că ar fi
Da. Nu, chiar asta își doresc. Simt că împreună, că această dragoste le dă putere. Dragostea asta pe care oferă Regina de Cupe. Compasiunea asta, empatia asta, înțelegerea asta. Prea multă înțelegere, Domnule, și totuși le dă putere. Îi ajută să se transforme. Interesant că tot vrea să iasă soarele, da? Îi face fericiți. Clarificăm 5 de bute. 5 de bute. Să ia să vedem câte sunt. Aici este conflictul lor. Posibil să fie foarte geloși. Pentru că țin la voi interesant, două, da? Cavalerul de Cupe, după această perioadă de lacrimi, de regrete, de confuzie, de visare, de blocaje, de ziduri personale create, nu doar blocaje exterioare, dar și ziduri pe care le-au creat ei, acum vor să vină, să fie romantici, să exprime ce simt și să creeze această legătură și împăcare. Dar, ideea este că sunt destul de geloși. Cu 5 de bute, că trebuie să se lupte cu alte persoane, de ce trebuie să se lupte, pentru că voi, am zis, doamnelor, domnilor, cine este independent, dar este un mister. Cum poți tu să fii independent și să fii fericit, fericită, să fii satisfăcut, fără să mai ai o persoană, da? Regele sau regina de monede. Cum se poate? E un mister, e o confuzie. Nu înțeleg acești oameni. Pentru că ei așa au fost crescuți. Regele și regina de monede să fie împreună, să creeze familia. Asta e gândirea lor. Și vor să o aplice și în relație cu voi. Dar voi știți că da, e frumos să fii într-o relație. Este de dorit să fii într-o relație de lungă durată care manifestă abundență. Dar știți că baza este dragostea. Da? Regina de cupe pe asta se bazează și apoi construiește, pentru că monedele, pământul fără apă, se crapă. Și acest turn s-a crăpat din cauza că nu au fost manifestate, nu au fost exprimate emoțiile. Nu a fost exprimată dragostea. Da? Așadar, acești oameni până acum n-au înțeles ce e conflictul lor. Măi, ce un mister, dar nu cumva aveți pe cineva secret lună. Poate aveți pe cineva în preajmă. Dacă cumva nu sunteți cu ei, nu cumva aveți pe alt personaj care vă dorește, vă iubește. Ia să vină cât mai repede, faetonul și-ar dori să vină cât mai repede să exprime dragostea. Interesant să fie regele și regina de cupe, să fiți împreună, vedeți, două cupluri. Înțeleg acum că este nevoie de toate cele cinci elemente, ca la magician. Într-o relație, ca să fie bine, trebuie să ai toate elementele. Da. Aici este conflictul. E un mister. Un mister. Cum de vă descurcați singur fără ei? Cum se descurcă? Mă, poate nu sunteți super bogați, super bogate. Nu aveți, eu știu ce, câți bani în bancă, dar sunteți bine preîmpărătese, doamnelor, domnișoarelor, eventual. Domnișoare, mai greuți, dar se poate. Pentru că împărăteasa este un stadiu de maturitate, din acest motiv zic. Un stadiu de maturitate. Acest personaj este gelos. Știe că îi vindecați. Și tocmai pentru că îi vindecați, poate mai sunt și alte persoane care vor să vină spre voi să vă ofere dragoste. Clarificăm 4 de monede. Cavalerul de cupe și 5 de cupe. Asta ține foarte mult la voi. Sunteți o valoare. Sunteți foarte importanți, importante. Importante, în mod special, că vorbim totuși de viziunea acestui 9 de cupe despre regina, despre o regină, da? Partenera s-a văzut regele și regina de cupe aici. Vrea să vină și să exprime faetonul. Iar carte care exprimă distanța dintre voi. Dar și importanța unor decizii. Comunicare, călătorie, sunt câteva cărți care susțin ideea de distanță între voi, fizică. Și faetonul vrea să vină să exprime dragoste, să ofere dragoste, să ofere echilibru emoțional.
Pentru că știe că regina de cupe a înțeles acum, da? Are nevoie de un suflet pereche. Pentru că nu doar regina și ei au nevoie de asta, chiar dacă până acum n-au înțeles. Pentru că astea au stat în relații karmice. Și vor să se lupte. Dar sunt și geloși. Și acum acest personaj, am zis, vrea să renunțe la regrete, la, nu știu, emoțiile negative care atrag negativitate, cum am văzut chiar de la început, ci și cu 1-6 și să manifeste împăcare într-un fel sau altul. Să vă cucerească într-un mod romantic. Pentru că țin la voi. Nu vor să renunțe la voi, clar, n-au cum. N-au cum. Pentru că acum înțeleg, de fapt, ce au nevoie. Dacă au început deja să se iubească cât de cât, își dau seama ce au nevoie ca să fie fericiți. Teresa, la capătul setului de cărți, 7 de cupe, visează la voi. Sunteți unica opțiune. Da, au fost blocaje, au fost decepții, într-adevăr. Ce carte să mai iau? Deci vine. Se trezește, o să fiți împreună, o să vă vindecați. Pentru unii dintre voi, să nu fie un personaj din trecut, deși au fost cărți care arată și această posibilitate, să fie un personaj nou, pentru că vedem asul de spade, asul de cupe. Sau poate că îi cunoașteți foarte puțin, foarte puțin, dar n-ați avut posibilitatea să experimentați nici măcar prietenie, nici măcar amiciție. E o chestiune la nivel de vis, de cum era praf de stele. Hai să vedem un final. Ups, ăsta, 7 de cupe cu ce? Cu 3 de monede era. Cineva visează că veți colabora, veți construi, veți crește, dar mai dăm ceva. 7 de cupe. Ce înseamnă 7 de cupe? Clar, cum 7 de cupe. Înseamnă că cineva v-a ales. Are multe opțiuni. Dacă este stea, este persoană publică sau neapărat. Dar este un personaj care atrage atenția într-o formă sau alta. Posibil să aibă alte opțiuni, dar v-a ales pe voi. 7 de cupe, cam acesta ar fi. Pentru că totuși văd acțiune, văd dorința de a merge, de a comunica, măcar comunicare, de a vindeca, de a reconstrui o separare, de a fi puternici împreună, interesant. Aici puteți să fiți voi, puternici împreună. Spre multe părți aici. 7 de cupe, te rog frumos, clarificăm 7. Extraordinar, visează că o să fiți super fericiți, ia uitați-vă mai. Bine, acum, n-am nimic cu visul omului sau femeii, visele sunt vise. Vise și visuri, da? Visează și aici a ieșit, da? 9 și cu 1, 10, sunteți, vă potriviți, puteți să fiți fericiți. Și am văzut regele de cupe cu regina de cupe, rege, dar nu doar fericiți la nivel emoțional, nu doar în 5D, nu doar în alte planuri astrale, ci și pe pământ. Ci și pe pământ aici este, pentru că acest personaj așa a fost învățat, așa a fost educat, crescut, să și creeze, să și materializeze. Și este bine, un soi de Neptun în Capricorn pentru unii, sau niște aspecte planetare care îi scuzați-mă, predispune la materializarea visurilor, dorințelor. Și asta e minunat. Pentru că unii rămân doar cu iluziile. Cu poezia și alții. Interesant, o nouă lume, da? Poate să fie o reîntoarcere cu 6 de bâte și 8 de cupe, da? O reîntoarcere. Măi, dar mă... Clar că vrea să vorbească cu voi. E drăguț. Pentru că va comunica frumos cu cavalerul de cupe, va fi foarte... Foarte frumoasă comunicarea. Cel mai frumos comunică, zic eu, cavalerul de cupe. Cel mai frumos. Poate cavalerul de spade este isteț uneori, poate prea impulsiv, poate prea direct și vă șochează. Poate să facă și declarații de dragoste cavalerul de spade, dar uneori așa mai... Uh,
fără poezie. Interesant. Se crapă un zid care a fost între voi, vedeți? Sunt două lumi. Este un 1, este un 10 de fapt. Încheiați un ciclu în care ați avut de înfruntat și unul și celălalt ziduri între voi. Dar ce e drăguț că se crapă acest zid și unul înseamnă manifestare. Interesant, vedeți, e subtil, coming to life. 2 și cu 9, 11, 10 și cu 11. 11 știm că este simbolul flăcărilor gemene pentru unii dintre voi. Coming to life, ce frumos! Urmați liderul, unul dintre voi, evident că, da, probabil că persoana educată este lider într-o formă subtilă. O formă subtilă. Drăguț! Da. Faptul că a venit în poziția aceasta îmi spune că se spar blocajele. Așa mi-aduc aminte că am citit, dar hai să recapitulez. Aici este provocarea. Acest personaj nu are cum să mai mențină zidurile. Efectiv, a ajuns la capătul răbdării, 10 de, ce am văzut mai devreme, 10 de spade, da? Și trădării față de el însuși sau însăși eventual. Deși simțim că este energie masculină în principiu, da? Acest personaj trebuie să accepte. Și dacă acceptă că e dragoste, că trebuie să exprime, că trebuie să manifeste, că trebuie să renască, că altă variantă nu are, da? Apare, da? După acest zid, vedeți ce frumos zidul se crapă și apare și aici Uranus, turnul. Iar o distrugere a unei construcții vechi, a unei mentalități, a unui stil de a manifesta nepotrivit și asul de spade. Trebuie să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Judecata, renașterea, trezirea spirituală, am văzut și soarele de câteva ori. Și să-și asculte intuiția. Poate că are și vise. De gelos, gelos. Cred că e gelos totuși, cred că e bărbat. Dar asta pentru că voi vă mențineți cupa mare, o cupă foarte generoasă, în care intră toate cupele lor și încă mai e loc. Asta e. Dar, coming to life. Începe să manifestați. Intrați în manifestare în această poveste. Ar putea să fie, repet, o persoană nouă. Și din cauza unor situații, distanță, diferențe de, eu știu, statut politic, financiar, familiar, adică unul este bogat, celălalt nu e chiar atât de bogat, chestiuni de genul acesta. Poate și diferență de vârstă, poate și diferență de altă natură, de religie, de cultură, dar acestea trebuie să se... Adică nu că trebuie, se vor zdruncina în momentul în care personajul înțelege că dacă se iubește, poate să fie fericit și fericit este cu voi. Cam atât. Măi, eu zic că v-a plăcut. Haideți, e frumos? Dați like-uri. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și numai bine. Ciao, ciao!